Controverse aprinse astăzi în Consiliul Județean Arad. Conducerea instituției a solicitat aprobarea unui contract de leasing de aproximativ 1 milion de euro pentru dotarea blocului operator a secției de anestezie și terapie intensivă din cadrul Spitalului Județean Arad. Unii consilieri ai opoziției consideră că multe dintre investițiile în spital nu se justifică. Unii colegi au discutat cu medici din Spitalul Județean și lista cu necesarul care este întocmit pentru achiziție nu ar mai fi actualizată, propun amânarea acestui proiect de hotărâre. Aveți un aparat rentgen la secția de chirurgie care este folosit o dată la două săptămâni. A fost achiziționat, este mobil și a fost achiziționat, costă 40.000 de euro. Doriți să achiziționați altul. Aparatul rentgen care îl avem noi, aparat de 12 ani. Cam durata de supraviețuire a unui aparat rentgen maxim admis este cam de 10 ani. Deci e depășit și tehnologic, asta ar fi un aspect. Al doilea aspect, doza de radiații a fost un control de CNCAN, al Consiliului Național de Acreditare pentru Radiații săptămâna trecută în spital, și doza de 6 ori mai mare. Deci, practic, deja intrăm într-o latură penală. Eu vă spun că există aparatură care nu necesită... Este de maximă necesitate, credeți? Este pentru ortopedie. Este de maximă necesitate. Este de maximă. Nu șurubulile, pentru că oamenii pleacă din spital, piciorul... Domnul consilier județean, dați-mi voie. Să nu confundăm aparatura cu materialele care vin în spitalul județean. Materialele se achiziționează din bugetul pe care îl primim de la casă. Dotările le face Consiliul Județean. Să nu confundăm șurubul cu instrumentul care este în șurubul. Inițiatorii proiectului, precum și reprezentanții spitalului, au reușit să fie convingători. Proiectul a fost votat cu o majoritate largă, înregistrându-se doar 3 abțineri.